Bună ziua și bine v-am regăsit la un alt episod tot despre finanțe. Știu că v-am plictisit deja, dar am aflat astăzi o chestie super tare. Am aflat de o persoană care a citit foarte mult despre finanțe. Aici mă regăsesc și eu. Am citit, cred că, în jur de 10 cărți, minim 10 cărți despre finanțe, plus articole, plus orice ce, pe ce pot să pun mâna despre finanțe. Citesc pentru că mă interesează foarte mult de viitorul meu și de viitorul meu financiar în cea mai mare măsură. Și dat fiind că mă întâlnesc foarte mult cu lucruri financiare și mă interesează foarte mult partea asta, am citit despre o persoană care și-a limitat toate cunoștințele financiare la un post-it. Deci tot ce vrei să știi despre finanțe și tot ce trebuie în viața ta poate încape pe un post-it. Și dacă nu mă crezi, o să-ți pun post-it-ul meu în partea dreapta a ecranului, să vezi care sunt cele 10 reguli care le folosesc unii oameni pentru a nu uita despre partea de finanțe. Și pot să vă zic câteva exemple și eu. Numărul 1, salvează 10-20% din venitul tău lunar. Și dacă poți, poți să salvezi și mai mult. Dacă nu poți, poți să salvezi și mai puțin. Însă trebuie să te obișnuiești să salvezi o parte din banii tăi. Adică nu uita să te plătești pe tine. Și dacă ați citit cartea Think and Grow Rich, o să știți că punctul ăsta este și în cartea aceasta. Vă las aici un link. Numărul 2. Plătește la zi cardul tău de credit. Deci dacă ai un card de credit și îl folosești în fiecare lună, atunci trebuie să te gândești să-l plătești lunar. Pentru că cardul de credit de obicei are o rată atât de mare încât dacă nu-ți plătești datoriile lunar, atunci o să te vezi cu o dobândă de 27% și nu știu dacă o să-ți placă. Chiar dacă ai de dat 1000 de lei la bancă, dar 27% din 1000 de lei e o sumă bunicică. Deci să te gândești și la partea asta. Numărul 3, să pui bani deoparte pentru pensie și pentru sănătate. La noi asta se ia din banii de salar, din banii pe care îi plătim la stat, însă tu dacă ajungi să fii liber financiar, poți să-ți faci un fond care plătește acestea la stat și la un moment dat, la 65 de ani, poți să ai acești bani foarte ușor și oricând. 4. Investește în stocuri sau în fonduri mutuale. 5. Casă, mașină, atunci când ești pregătit pentru chestia asta, nu atunci când o cumperi din dobânzi și din rate. Dacă ai bunuri, atunci asigură-le, fă-ți o asigurare pe casă, fă-ți o asigurare pentru mașină, fă-ți o asigurare de viață, pentru că acestea s-ar putea să te ajute în cazul în care se întâmple ceva cu casa, cu tine, cu mașina, s-ar putea să te ajute foarte mult și nu te costă foarte mult aceste asigurări pe lună. Încearcă să ajuți și pe alții din punct de vedere financiar. Aici pot să vă spun că puteți să ajutați direct prieteni, familie, din punct de vedere financiar, atunci când aceștia au nevoie. Ia-te unei case de ajutor reciproc. S-ar putea să fie și o investiție pentru tine, pentru că aceste case au și ele anumite dobânzi. Deci dacă ai bani, puși deoparte și vrei să ajuți alte persoane, poți să o faci. Însă nu o să ai aceași venit ca și la o investiție în stocuri sau în imobiliare sau în alte părți. Și numărul 10 ar fi să ții minte lista de aici. Și lista aceasta merge cu mine peste tot. O țin mereu la mine în portofel împreună cu alte 3 listuțe care sunt planurile mele pe 10 ani pe care trebuie să le am la mine ca să le pot reciti oricând. Dar asta o să vă las un link în partea de sus. Este un alt episod pe care l-am făcut cu cele 3 etichete cu ceea ce vrei să obții în viață. Și este un exercițiu foarte bun. Puteți să-l faceți poate chiar zilnic dacă folosiți agenda mea. Eu folosesc aceste lucruri zilnic să văd care sunt țelurile mele, unde mă îndrept și
ce ar trebui să fac eu în fiecare zi, acțiuni mici, ca să ajung la țelele mele pe termen lung. Și asta fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu noi. Dacă aveți comentarii la postitul meu, dacă aveți comentarii pentru postitul meu financiar, le aștept în partea de jos a acestui video. Dar dacă încă nu ați dat un subscribe, înseamnă că n-ați fost destul de rapizi, pentru că alte persoane deja au reușit să dea un subscribe. Și astea fiind spuse, vă mulțumesc, o zi mirobolantă să aveți în continuare. Pa, pa!